Jaminus Bebelanga. Lângă cine zici? Apătrat? Apătrat, minus AB, da. Minus B pătrat. Minus B pătrat. Ia mulțește tu de zi, da, așa. Mulțește pe asta două zi, dacă zi, așa. Ce modificare ai putea să faci ca să... Deci n-ai nimic. Mai fă niște modificare acolo. Păi, vezi? Tu ai zis după formulă, să cauți pe nevastă, vezi cum? Ai găsit-o? Da. Cum îți zici? E A plus B. Pe lângă A pătrat minus AB plus B pătrat. Deci cum? A la 3 minus B la 3 începe cu A plus B? Da. A, A minus B. A minus B pe lângă A pătrat? A pătrat plus AB. Nu, e minus. Cum e, mă? E plus. Plus AB. Păi e altă formulă aici. E A la 3 plus B la 3. Da, eu ți-am zis A la 3 minus B la 3. A, e plus. Păi e altă poveste. Deci plus B pătrat, da? Da. Plus AB plus B pătrat. Ia mulțește, vezi, e bună? O fioare și o trăstraie. Deci mulțim A minus B pe lângă A pătrat plus AB plus B pătrat. Deci A la 3 minus B la 3, dar A la 4 minus B la 4. Cine ar fi egal? Tot așa se începe cu A minus B. A minus B pe lângă. Acum nu va fi tot A la 3. Plus că la binomul Newton A o descrește, B o crește, A la a doua ori B. Plus A, B la a doua. Plus B la a treia. Deci A-ul descrește și B-ul crește. Da. Iar A la a cincea minus B la a cincea. A minus B. Pe lângă A la a patra. Da. Plus A la a treia B. Plus A la a doua B la a treia. Da, la a doua B la a doua. Da, crește B-ul. Plus A, B la a treia. A, B la a treia plus B la a patra. Da? Deci A-ul descrește liniștit, crește și vine B-ul și-l ajută. Da. A la a șasea minus B la a șasea, spune tu. A la a șasea minus B la a șasea e egal cu A minus B pe lângă A la a cincea plus A la a patra B plus A la a treia B la a doua plus
A la a doua, B la a treia, plus A, B la a doua. A, B la a? A doua. A patra? A patra, că crește, da. A, B la a patra, minus B, plus B la, plus B la a cincea. B la a cincea. Așadar, vrem, visăm să scăpăm de radical. Da? Radicalul ce indice este? Indice 2. Indice 2. Ai vrea să fii la a doua, că dacă e la a doua, dispare radical. Dispare radical. Și ca să fii la a doua, te gândești la formula la a doua minus B la a doua. Da. Care este A minus B pentru că a plus B. Deci noi avem aici, închipui că ăsta este A-ul și ăsta e B-ul. Și tu ai A minus B. Ca să facă la a doua, cu cât trebuie să mulțești fracția asta? Deci, ca să dea la a doua, ai A minus B, îți trebuie A plus B. Uite, 1 pe 2 este egal cu, dacă amplificăm și numărătorul și sus și jos, cu 3, egal cu 3 pe 6. 1 pe 2 egal cu 3 pe 6. Deci de o fracție, dacă amplifici și numărătorul și numitorul cu același lucru, nu se schimbă ca valoare. Da? Deci, și același lucru vine și noi acum. Luăm fracția asta, radical din x plus 2, o luăm deoparte, radical din x plus 2 minus 3, supra x minus 7, și o amplificăm cu ceva care și sus și jos să-l punem, încât ea să nu se schimbe. Dar cu cine? Nu cu 5, nu cu 7, nu cu... ci având A minus B, cu A plus B o să vină. Deci mulțim și sus și jos cu radical din X plus 2 plus 3. Deci amplificăm fracția asta cu așa ceva. Și va face egal mai departe cu ce era înainte, radical din X plus 2 radical din x plus 2 minus 3, totul pe lângă radical din x plus 2 plus 3, totul supra x minus 7, care era x minus 7, pe lângă asta care am pus-o sus, radical din x plus 2 plus 3. Și cam mai departe cu. Dar A minus B pe lângă A plus B, cât face A minus B pe lângă A plus B? A la 2 minus B la 2. Adică face radical din X plus 2 la a doua, nu? Da. Minus 3 la a doua. Da. Totul supra rămâne X minus 7. Radical din X plus 2 plus 3. Și face egal mai departe cu ăsta la a doua rămâne doar x plus 2, plus 2. Minus 9. Minus 9 supra x minus 7, pe lângă radical din x plus 2 plus 3. Și x plus 2 minus 9 face x minus 7, x minus 7 supra x minus 7 pe lângă radical din x plus 2 plus 3. Se spune că am amplificat cu conjugata. Oh, da. Da? Conjugata. Adică partea cealaltă care îi lipsește. Că noi avem A minus B. Lipsește A plus B. Ca să ajung la A doua minus B la doua. Și iată că am ajuns să X minus 7 cu X minus 7. Și rămâne partea asta. 1 supra. Da? 1 supra radical din X plus 2. 2 plus 3. Așa. Deci aici o să spunem. Ne întoarcem la limite. Limita pe care am avut-o, scriu din nou, limită pentru x tinde la 7 din. Hai scrie-te, radical din x plus 2 minus 3 supra x minus 7 și care ne-a dus în cazul acela imposibil de 0 pe 0. Ce am zis că-i facem acum? După ce e observat aici, amplificăm conjugata, face toată operația. Da. Egal mai departe cu. Da. Vorbește că eu scriu cu ce. Egal cu. Dacă amplificăm conjugata, vine... Amplificăm cu radical... Deci înmulțim și sus și jos cu radical din x plus 2 plus 3. Deci egal mai departe cu limita, așa scrie, nu? Da. Ai scris limita pentru x tinde la 7. X tinde
de la 7 pentru radical din radical din x plus 2 plus 3, totul pe lângă radical din x plus 2 plus 3. Da. Totul supra x minus 7 pe lângă radical din x plus 2 plus 3. Și egal mai departe cu? Și egal mai departe cu limită. Limită din, pentru x tind de la 7 din a minus b pângă plus 2. Am făcut-o mai înainte. Da. Și vine x plus radical, de, radical din x plus, plus 2 totul la pătrat minus da. 3 la pătrat supra x minus 7 totul pe lângă radical din x plus 2 plus 3. Și egal mai departe cu dispare radicalul și vine x plus 2 limită a. Pentru x tind de la 7 din tind de la 7 din x plus 2 minus 9 totul supra x minus 7 totul pe lângă radical din x plus 2 plus 3 și egal cu limită. Limită pentru x tind de la 7 din x minus 7 x minus 7 totul supra x minus 7 totul pe lângă radical din x plus 2 plus 3 x plus 7 x minus 7 se simplifică cu x minus 7 și vine 1 supra radical din x plus 2 limită limită pentru x tinde la 7 din 1 supra 1 supra radical din x plus 2 plus 3 și egal acum înlocuind după ce s-a făcut simplificare egal cu 1 limită. Nu mai este limită, că lupești. E egal acum 1 supra radical din 9, 1 pe 6. Da, 1 pe 6 este limită. Deci, y-ii spre care se îngrămădesc toți, numărul spre care se îngrămădesc toți y-ii pentru expresia asta, e 1 pe 6. Da? Limita este 1 pe 6. Numărul acela este 1 pe 6. Altă limită. Limită pentru x tinde la 0 din 2x supra radical din 3 minus x minus 3 minus x, da. Minus radical din x plus 3. Egal. Cu 0, 2 al 0 e 0, supra 3, 0 e 3, radical din 3. Da, că vine radical din 3, minus radical din 3 și 2, 0, 0 pe 0. E 0 supra? 0. 0. Ai vrea să dispară radicalii. Și atunci ai A minus B, mulțești și sus și jos cu A plus B. Ăsta e A-ul și ăsta e B-ul. Deci, începem. Egal aici, mai departe, te zic. Egal cu limită. Limită pentru x tinde la 0. Bine. 2x. 2x supra radical din radical cât este? 3 minus x. 3 minus x. Minus radical din radical din x plus 3, totul la 2. Ai, nu totul la 2. Totul pe lângă. Totul pe lângă, da. Pe lângă. Exact așa, dar cu plus între ei. Da. Radical din 3 minus x plus radical din x plus 3. 3 minus x plus radical din 3 plus x, nu? Dar ai s-ai pus-o în jos, o pui și sus. Da. Pe lângă... Sus, sus, 2x pe lângă. Pe lângă radical. Radical din 3 minus x, da. Plus radical din x plus 3. 3 plus x sau x plus 3. X, x plus 3. Plus 3. Tot aceeași lucru. Amplare comutativă. Egal mai departe cu limită.
limită pentru x tind de la 0 din 2x pe lângă, n-ai ce face sus. Da, 2x pe lângă radical din 3 minus x plus radical din x plus 3, totul supra a la 2 minus b la 2. Adică e primul radical la a doua, radical din 3 minus x, totul la a doua, da. Minus totul la a doua, minus radical din x plus 3, plus 3 totul la a doua. Și egal mai departe cu? Limită pentru x tinde la 0. X tinde la 0 din 2x pe lângă radical din 3 minus x plus radical din x plus 3, totul supra... Asta la a doua dispar radicalul? 3 minus x pătrat. Păi de și x pătrat? Păi formula, da. Păi formula, mă, dacă radicalul și la pătrat dispar radicalul și rămâne numai 3 minus x. Doar e totul supra radicalul. Da? 3 minus x. 3 minus x minus, minus x plus 3. Minus în paranteză x plus 3. Da. Dar în paranteză. Da. Că minusul... Schimbă semn. Va schimba semn. Legăm mai departe cu limită. Cu limită pentru x. De la 0 din 2x pe lângă radical din 3 minus x plus. Plus radical din x plus 3 totul supra... 3 minus x. 3 minus x. Minus x. Minus 3. Minus 3. Și ce se întâmplă acum? 3 cu 3, 3 cu minus 3 se duc. Da, și egal mai departe cu limită. Mai departe limită pentru x tind de la 0 din 2x. 2x pe lângă. Radical din 3 minus x. Plus radical din x plus 3. Totul supra minus 2x. Minus 2x. X cu x se duce, 2 cu 2 se duce și e egal cu 3 la limita, mă. Locuim pe x. Limită pentru... Nu mai e putin, treci? A, da, treci. Nu pești pur și simplu. Radical din 3 minus 0, radical din 3. Da. Plus radical din 3, 2 radical din 3. 2 radical din 3. Totul supra, totul supra minus 1. Minus 1. Deci e minus 2 radical din 3. Minus 2 radical din 3. Minus 2 radical din 3. Deci toată povestea este să vezi conjugata. Când vezi un radical de ordinul 2, te gândești la a doua minus b la a doua. Când vezi un radical de ordinul 3, la a treia minus b la a treia. Câte ceas sunt? Gât? 55, da? Mai facem o limită sau ne oprim? O hai că avem timp, nu? Că lași jumătate pe parcă. Hai. Limită pentru x tind de la 0. Din? Radical din x pătrat plus x. Radical din x pătrat plus, plus x. Plus 2. Plus 2 sub radical este, da? Da. Minus radical din x pătrat minus x plus 2. Supra x. Supra x. Locuiești, vezi ce se face aici? 0 plus 0 radical din 2. 0 minus 2. E 0 sus. 0 sus. Supra 0. Supra 0. Deci egal mai departe, continuăm. Egal cu limită pentru x tinde la 0. Ce strategie îți faci? Cu cât se mulțește sus și jos? Adică ai radical minus radical, mulțești cu radical plus radical. Radical. Și sus și jos, deci, da? Deci egal mai departe cu... Cu radical din... x pătrat plus x plus 2. Minus... Cât era până acolo? Minus radical din x pătrat. Minus radical din x pătrat minus x plus 2. Totul pe lângă. Pe lângă. Radical din x pătrat plus x plus 2. Minus
plus a. Plus radical din x pătrat minus x plus 2. Supra x pe lângă... X pe lângă bucata care ai pus. Da, da. Radical din x pătrat plus x plus 2. Plus, plus radical din... Așa, plus... x pătrat minus x plus... x pătrat minus x plus 2. Egal mai departe, nu? Limită pentru x tinde la 0 din pe ce faci acum? A minus 2 până la 2 până la 2 până la 2 x cât faci a minus 2 până la 2 plus 2? A pătrat. Păi a pătrat, nu avem formula pe care de teori până acum. A pătrat minus B pătrat, adică faci locul 1 la pătrat, minus locul 2 la pătrat. Rezultatul mulțirii de acolo. A, și vine x plus x plus 2. Vine x pătrat plus, x, x plus 2. 2. Normal, adică e radical la pătrat. A, minus al doilea. Minus x pătrat minus x plus 2. Minus x pătrat plus x a, minus 2. 2. Minusul din față da. Schimbă, da? Totul pe lângă. Totul pe lângă cine? Jos acum aici. X pe lângă. X pe lângă. Ăla îl lași, mai ce faci? Da, radical din... X pătrat plus X plus 2. X plus 2. Plus radical din... Radical din X pătrat minus X plus 2. Ce vreau mai departe cu? Ce vreau mai departe cu limită X din de la 0. Pentru... x pătrat cu minus x pătrat se reduc. Așa. 2 cu minus 2 se reduc și vin de 2x. 2x, da. Supra x pe lângă radical din x pătrat plus x plus 2 plus radical din x pătrat minus x plus 2. Da, și egal cu? Egal cu x-ul cu x-ul se simplifică. Da, da. Și vine limită pentru... Nu mai pune limită, că trecem, nu pui da, trecem. 2 supra. 2 supra radical din 2. Da. Plus radical din 2. 2 radical din 2. Deci vine 2 supra 2 radical minus. Din 2. 2 cu 2 supra. Așa și vine radical din 2. 1 pe radical din 2. Ah, da, cu... 1 pe radical din 2. Raționalizăm. Raționalizăm cu radical din, radical din 2 și vine radical din 2 pe 2. 2 radical din 2 pe 2 este limita. Da. Încă o dată, vezi, dacă începem să muncim și așa, îți dă drumul. Dar trebuie știute lucrurile bine de jos. Formul de calcul pe scurtate. Nu ai așa, nu știi ce conjugat să aplici. Uite, dacă dau așa, limită pentru x tinde la 1, din radical de ordine 3 din x minus 1 deci limite pentru x tinde la 1 din radical de ordine 3 din x minus 1 în afară totul supra x pătrat minus 1 egal cu aici ai vrea să apar la a treia. Da. Ca să dispară radicalul, că tu vrei să dispară radicalul. Atunci, dacă ăsta ar fi un a la a treia, minus b la a treia te interesează. Și ne-am uitat formula, a la a treia minus b la a treia, uite-te în repede. A la a treia minus b la a treia, e egal cu cine? Cu a minus b. Uite mai tare, a minus b pe lângă a pătrat plus a b plus b pătrat. Deci ca să ajungi la a la a treia minus b la a treia, scopul. A minus B până la A pătrat plus AB plus B pătrat. Ca să ajungi la A la 3 minus B la 3, trebuie toată bucata asta. Da. Adică trebuie A pătrat plus AB plus B pătrat. Pătrat. Cine e A-ul la noi? A-ul este ăsta. Da. Și cine e B-ul? 1. Ăsta e B-ul.
Și atunci zici, megacul intră pentru instinct de la 1 din, din difracție. A minus B o lași. A minus B o lași. Adică radical de ordine 3. Din X minus 1. Radical de ordine 3 din X minus 1 pe lângă. Pe lângă. A pătrat. Adică, adică ăsta la pătrat. Radical din X tot. De radical de 3 din X. Adică X pătrat. Din X pătrat. Plus AB. Plus AB. Adică ăsta e A, ăsta e B. X de ordine X. Radical de ordine 3 din X ori 1. Da. Din X. Deci radical de ordine 3 din X. Din X. Plus, plus B pătrat. Adică 1. Plus 1. Totul supra X la a doua minus 1, pe lângă bucata care e pus-o sus. Da. Radical de ordine 3 din X pătrat, da. Plus radical de ordine 3, din X plus 1. Și e cam mai departe cu limite pentru X tinde la 1. Din A minus B pentru A pătrat plus AB plus B pătrat face la 3 minus B la 3. La 3. Radical de ordine 3 din X, totul la 3, minus 1 la 3. Supra. X minus 1 pe lângă X plus 1, poți să scrie așa. Așa. Și pe lângă bucata care e de scris. Pe lângă radical de ordine 3 din X pătrat plus radical de ordine 3 din X plus 1. Plus 1. Și e cam mai departe cu limite pentru X tinde la radical de ordinul 3 din x plus 1 pe lângă x plus 1 pe lângă radical de ordinul 3 din x pătrat plus radical de ordinul 3 din x plus 1. Așa. Și egal cu x minus 1 așa se reduc. Și egal cu limită. E trecem la limită. Da. Înlocuim pe x cu 1 și vine. 1 și cu 1. 1 supra 1, 2. 1 supra 2. Pe lângă 1 plus 1 plus 1. Da, 1, 3. 3. Face 1 pe 6. 1 pe 6. Deci valoarea limită este 1 pe 6. Ai văzut? Aici trebuia să o știu conjugată de ordine 3. Cât îi mai trebuie ca să scap din radical? Da. A pătrat, plus AB, plus B pătrat. Ne oprim aici. Hai să vedem ce a făcut. De fapt, limite de funcție am făcut, nu? Funcție, da. Și asta a fost lucrul pe care am parcurs toată perioada asta. Să ștergem tabla repede. Da. Să pregătim lecția pentru a doua zi. Pabla pentru a doua zi și ne oprim în timp ce ești strâng astea. Să faci așa ceva. Da, da.